Autobuzele etajate vor fi din nou incluse în peisajul stradal al urbei Tomitene. Ele își vor face apariția în Constanța în mini-vacanța din perioada 26 aprilie-5 mai. Îndrăgite de turiști pentru panorama oferită și obiectivele prezentate, cunoscutele mijloace de transport în comun vor străbate același traseu ca și anul trecut. Autobuzele City Tour includ în ruta lor 100 de obiective turistice importante din orașul Constanța și din stațiunea Mamaia. Silozurile Angel Saligny, vechea bursă maritimă, gara maritimă cu Bul Reginei, Muzeul de Istorie și Arheologie, Edificiul Roman cu Mozaic, Moschea Carol I, Cazinoul, Acvariul, Farul Genovez, Portul Turistic Tomis, Delfinariu, Statul de Vacanță, Cazinoul din Mamaia și altele. Se arată în comunicatul de presă emis de reatece Constanța. Atracțiile turistice menționate sunt disponibile pe orice telefon prin aplicația City Tour Constanța. Din 2019, aceasta poate fi instalată și pe celularele cu sistem de operare iOS. Tarifele pentru linia turistică City Tour rămâne modificate.